Bă, și lor, gata, i-am dat GoPro-ul, Octav, GoPro-ul este la el, eu cum mă duc în clasă și Octav se apucă de treaba, bă, și la privire. Am intrat în școală. Dar și za blogger 1, 2, 3. Salut vlogul Ureșan. Nu spui să nimic că eu filmez pentru dans. Bă, asta e nebunie maximă, toată. Bună ziua. Ah, ca salut, am curat de clasă. Eu sunt asudat tot, sunt tot asudat și foarte emoționat. A, bună ziua. Dar asta e casa de la informatică, da? Dar spunea că... Așa că n-ai break, spunea asta. Casa 8. Vine directoarea, a spus. Eu mă duc, vine directoarea. Eu mă duc. Nebunul cum a fost în școală, uitați-l cum vine, a fugit toată școala ca nebunul. Nu mă așteptam să fie așa nebunie. Deci, fraților, un daily vlog care îl începem de cu seară, de cu noapte, boșilor. Ce o să facem în acest daily vlog? Păi, în primul rând, frate... Să cheltui banii care mi-ai dat azi. Da, cine a văzut clipul cu hotelul? Octav a câștigat niște premii tare mari. Oh! Te-a luat poștaicanii a tău? Ia deschide-l, ia deschide-l, frate, ia, unde e cheia? În casă. În casă? Păi hai deschide. Casă, o să ne vedem și cu Ilie, cine nu-l știe, Ilie's Vlogs, boșilor. O să întrebați de ce a început daily vlog-ul noaptea. Păi m-am gândit să nu începem ca toți, banal, așa de dimineață. Eu, mâine dimineața când mă trezesc, nu o să merg la școală pur și simplu așa, o să iau cu mine GoPro-ul și o să îl dau lui Octavio. Și Octavio să intre la mine în școală. Nu o să zică nimic de mine, nu o să zică nimic de altcineva și la mine cu paze foarte strict tot și practic o să-și dea seama toți direct că nu învață el acolo, că e liceu privat, e micuț, dar el o să meargă prin școală, prin clase și o să intre peste tot, o să filmeze cu GoPro-ul și nu o să zică nimic nimănui cine e el și ce face și cu ce scop a venit. Și o să intre apropo și la mine în clasă și să filmeze tot asta și eu zic că clipul o să iasă bombă. N-am nicio idee ce o să se întâmple, eu cred că... Nici nu cred, eu sper sincer să zic să fie fără conflicte, fără pază. Că mă gândesc, știi, zice că când o să-l vadă cu camera, o să se gândească direct la mine, știi, că da, cine că școală. Și eu merg acum noapte cu ochelari, adică, na, tot se uită foarte adecvat la mine. Numărul 1, noi de-a trecut ai filmat acolo video. Numărul 1, nu facem reclamă, numărul 2, mergem la numărul 2. La numărul 3 mai bine, cred. Numărul 3, da, numărul 32. În magazin boșilor, când intrați pe lângă ochelari, se mai îmbrăcați și masca, să respectați regulile COVID. Da. Apropo, fraților, țin să vă menționez să nu uitați, apăsați pe butonul ăla de like și subscribe, că foarte mulți din voi privesc clipurile fără subscribe, faceți butonul ăsta chiar acum sur și clopoțelul furniboșilor și lăsați comentariu dacă mai vreți daily vlog-uri. Păi cine vrea să vadă ce are Reșan un telefon, adică intrăm și în conversații, și în poze, și peste tot intrăm, o să mă stărui, strângem 1000 de like-uri. Scrieți în comentarii ce vreți, noi să știm toate comentariile, ce vreți să vedeți pe telefonul lui Reșan. Sucul e foarte bun, foarte gustos. Mm-hmm. Mai ales când bei suc și îl asculti pe Octav cum stai și urlă pe aici, se uită toți oamenii la noi, dar e ok, măcar să vorbesc sucul, măcar ceva pozitiv trebuie să scoateți din fiecare situație. El nu este deprins cu viața de blogger, știți, toți sunt toată în sus. Eu sunt deprins de blogger. Nu ca la un blogger, dar ca la un debil. Debil în română înseamnă ratat, cam așa. Tu ești rahat. Da, deci Reșan așa bea sucul. Frate, du-te chiar acum la băiatul ăla care stă în Globo, mm-hmm, și zi: frate, fă-mi, te rog, o poză la numărul 1 aici, că am venit în oraș și vreau să am o poză faină. Poți să faci rog frumos o poză, aici, așa prost, o poză. Dacă poză. Ce faci, Cristi? Ce mai zici? Cum la tine? Viața e super. Super? Cât de super? Nu-i super? Nu. Băi, greu? Nu, nu, nu ascultați. Greu, dar trebuie să trecem peste obstacole. Trebuie să rămânem pozitiv în orice situație, nu ne-aș afla, fraților.
Hai, mâine la școală, îți dau GoPro și vei. Deci, fraților, chiar acum s-a luat și cu Ilie și mă îndrept spre casă, că v-am zis că mâine trebuie să mă trezesc dimineața. Ilie n-a vrut pe cameră, n-a vrut să apară, a vrut să rămână privat. Eu mă duc acum să mă culc și mâine de dimineață v-am zis ce facem cocktail, o să fie pur și simplu mega bombă. Bună dimineața, boșilor, eu m-am trezit, m-am culcat ieri la 3, am dormit undeva vreo 4 ore, zic eu, dar e ok, e nice, 4 ore tot e bine. Tocmai am făcut și un duș și mă duc acum repede să mă îmbrac, să mă îndrept spre școală, că deja m-am întârziat la pereche de 40 de minute. Aici avem tatuajul. Mulți din voi mă întreabă ce semnifică pentru mine tatuajul, apropo. Sincer, universul semnifică credința. Eu cred în legile universului, vibrații, legile atracției, că nu cred, așa și este practic, că totul este posibil, noi ne creăm realitatea. Leul înseamnă încrederea, lupta, ambiția și orgoliul, așa să zicem. Iar luna înseamnă o zi nouă, o zi nouă în care ai oportunități noi, noi șanse să faci multe chestii. Eu zic hai mai repede să lăsăm vorba și să ne îndreptăm spre școală. Aici avem cafeluța care am băut-o. Gata, boșilor, mergem la școală. Foai de capul meu, uitați-vă ce outfit mi-am făcut aici. Zici că școlar, școlar. Bună ziua. Mersi la revedere. Mamă, ce bătaie să-mi dea diriginta la prima pereche, cât am întârziat, am o oră deja de cât am întârziat și mai trebuie să o sun pe Octav să văd când vine. Sincer, sper să nu mă dea de gol, să nu zică că e de la Reșanu sau ceva, v-a zis că mă dă afară din școală, boșilor. Mi-am luat un cappuccino cu un zahăr și îl așteptăm pe Octav, i-am zis să vină aici și o să mergem direct cu el la școală. Savurez puțin cafea, mai stau, mai discut cu el și când el vine, mergem direct, boșilor, la școală și o să facem prank-ul de care v-am zis. Cheers. Boșilor, uitați-l pe Octav acolo, mamă, ce băiat serios. Octavius, ce faci, frate? Te-ai trezit? Da. Ești gata să facem prank-ul la școală? Da. Vrei să vizitezi toate clasele? Nu, nu clasa întâia. Nu clasa întâia, de ce? Nu, mă încurc. Deci, fraților, intrăm acum în clasă. Ne ducem să luăm GoPro-ul și dăm bătaie, boșilor. Boșilor, gata, i-am dat GoPro-ul la Octav. GoPro-ul este la el, eu acum mă duc în clasă și Octav se apucă de treaba, boșilor. Am intrat în școală. Deci, băieți, am intrat prin intrare principală, credeam că o să fie mai easy. Dar acolo stă paza și a spus că nu dă voie la nimeni, doar cu el să merg. Și am mers cu el până la cabinetul director, m-am întors și m-am dus din școală. Și acum o să fie de două ori mai greu să intru, deoarece paza deja mă știe la față, știe cum arăt. Și să încercăm să sărim gardul în parte din spate. M-am dus până la director, am spus că îmi trebuie până la director să dau niște documente și a spus că bine, hai mergi cu mine din spatele meu. Eu mergeam cu el până la sfârșit, până în față la cabinet, că am crezut că n-o să meargă. Când am ajuns acolo, deja m-a făcut că m-a sunat cineva și am ieșit din școală. Uite, o pază de asta afară. Nu știu dacă vedeți, nu pot să dau zoom pe GoPro. El s-a dus, încet. El nu se uită. Uite, dar cum se intră școala voastră? Auzit? Dar și za blogger 1, 2, 3. Ți nu m-ați văzut dacă ceva. Hai să faci lecții cu noi, cu domnul Oleg. Da, păi să-mi zic ceva dacă te la voi. Trebuie să sunt la voi în școală. Da, pot, vrei? Salut vlogul lui Reșanu. Nu spui să nimic că eu filmez pentru dâns. Deci, băi, am dat la școală. Deci, fraților, eu cum stau la lecție, din câte vedeți, Octava a încercat să intre pe intrarea principală, l-a oprit paza și acum el practic se duce prin spate, o să-l iese geanta și o să sară gardul și o să încearcă să intre prin intrarea din spate. Eu cred că așa o să meargă, dar principal o să întreacă prin față, că dacă vede din nou paza, gata, el o să trebuiască să fugă la maxim și să iasă din școală, că o să fie grav. Bă, asta e nebunie maxim, toată. Sunt la cabinet director și nu știam. Fraților, mergem mai departe. Facem un tur prin școală. Deci profesorii nici nu înțeleg că eu nu sunt în școala lor. Adică, fraților, s-a primit, am dat în școală. Dar nu știu ce să fac. Bună ziua. Ahoi. Casa 8, am curat de sfață. Bună ziua. Deci profesorii nici nu dau seama că eu nu sunt în școala lor. Deci, băi, am dat până în liceu. O să mă ascundeți un pic. Să aveți vreo 5 minute. Deci băieți, deja cineva a spus că copilul ăsta sări gardul. Eu sunt asudat tot, sunt tot asudat și foarte emoționat. Bună ziua și a spus cine ești și ce vrei. Scuze, m-am încurcat, eu sunt clasa 8-a, știți? Copiii mici au lecție, dar voi încerca să fac ceva nebun prin școală, ca toți profesorii să mă caute directorul. Hai, ce vrei spune? Nu, dar trebuie tu să înțelegi pentru ce să zic. Top, ce vrei spune?
Salut! Tău profesor acolo și uite la mine cum eu vorbim cu niște copii mai mici. O, știi Pireșan? Da. Spune-ți salut la cameră. La o să pare în formă. Bine, nu am avut colega noastră. A, bună ziua. Dar asta e casa de la informatică, da? Da. Dar dumneavoastră, și-a călăie Brexit până astea? Casa 8. Vine directoarea, spus. Eu mă duc, vine directoarea. Vine directoarea, fraților. Eu mă duc. Am dat în cabinetul de informatică, nu știu dacă s-a auzit. Am întrebat dacă avem lecția cu ei. M-a întrebat ce clase sunt. Mi-a spus că sunt clasa 8, anul viitor plec a 9. Ea m-a crezut. Și a spus, așteaptă 2 minute. Acum vine doamna Natalia, eu nu știu cine este doamna Natalia. Cred că vreo directoare în școala lui. Este cu mult mai greu să intre decât în orice școală simplă. De orice pază stă la fiecare pas. Eu fugeam de pază pe toate coridoarele. Profesorul stă la mine așa un pic straniu. Adică nu mă recunoștea, nu știu cine sunt eu. Deci în orice școală care nu este privată este cu mult mai ușor să intre. Deoarece paza nu este așa de agresivă și nu te pune să mergi după el mereu. Dar aici a fost foarte greu, am sărit gardul, fraților. Am făcut două cercuri pe tot la școală ca să găsesc poarta potrivită, ca să pot să intru. Mă, eu nu m-am așteptat așa reacție. Să înțelegi, toți copiii din toate clasele s-au adunat împrejurul meu și a început să spună să-l sun Pireșanu ca ei să-i dea salut lui. Uitați-vă, fraților, pe Octavian cum vine nebunul, cum a fost în școală. Uitați-l cum vine, a fugit toată școala ca nebunul. Nu mă așteptam să fie așa nebunie. I-am zis normal, fraților, zis, nu zi te rog că ești de la mine, nu zi la nimeni. Ăsta, până n-a zis la jumătate de școală, jumătate de copii că filmează la Reșanu, nu s-a calmat. Eu intram în școală și toți ce spuneau, ăsta-i băiatul acela cu Reșanu. Și toți se coborau de la etajul în sus la mine și începeau să spună, poți să vorbești cu Reșanu, poți să spun salut la cameră, nu știu. Și am promis la doi copii că îi pui în vlog. La început mi se părut foarte ușor, adică credeam că o să intru, o să fiu ca un elev simplu. Aici să-l pun la voi la bancă, dar când am intrat, paza aia, nu, stai un pic, tu mergi cu noi. Unde merg? I-am spus că îmi trebuie la director, el, hai, mergi cu mine, o să arăt unde. Dacă mai vreți așa videouri, cum intrăm noi cu el într-o școală unde nici măcar nu învăț eu, într-o școală pur și simplu random aleasă de voi, sau lăsați comentarii ce școli vreți să venim. Și o să venim în școală absolut străină și o să mergem cuiva, da, peste toate coridoarele, o să mergem, o să sărim gardul și o să mergem cu voi, o să ne petreceți, o să ne arătați clasele, dar să nu ziceți că noi venim, o să fie secret. Deci lăsați coment că vreți partea a doua și nu uitați pentru așa ceva să lăsați un like și un coment chiar acum, boșilor, că este pur și simplu bombă ce am făcut acum. Vă dați seama, deci un like acolo îl merităm. Uitați-vă, frate, cum stă security acolo, din câte am înțeles, au primit semnal și deja vreo trei security totul caută pe Octav prin școală și vorbesc între ei. Dar Octav deja e cu mine aici, boșilor, Octav deja a fugit de acolo. Ceau, bro. Ceau, bro. Ceau, ceau, ceau. Ceau, boss, ceau. Într-un final, fraților, am intrat și eu în casă, sunt mort de oboseală. Aș aprecia dacă mi-ai lăsat chiar acum un like la acest videoclip și un coment dacă mai vrei videoclipuri de genul și daily vloguri în genere. Aș aprecia foarte mult subscribe-ul tău cu clopoțelul pornit chiar acum. Să faci parte și tu din Armata Reșanu. Foarte mult contează fiecare subscribe, mai ales al tău. Chiar acum pune clipul pe pauză și de subscribe. Cu voi a fost Reșanu, cam așa a fost acest daily vlog. Vă pup pe toți, pa, pa!